Ion Ion, unul dintre jucătorii importanți ai echipei Steaua București din perioada anilor 70, a vizitat noul stadion din Ghencea cu doar câteva zile înaintea duelului din cupă cu Rapid. Steaua pentru mine înseamnă enorm. Este clubul care m-a format ca jucător, clubul unde am debutat în divizia A, cum era pe timpuri, la echipa națională tot de la Steaua. Am câștigat campionate, am câștigat cupe. A fost o perioadă frumoasă din cariera mea de jucător. Format și crescut de Steaua, Ion Ion a câștigat două titluri de campion cu echipa roșalbastră în 1976 și 1978. Acum, în vârstă de 69 de ani, fostul mijlocaș își aduce aminte cu drag de duelurile cu Rapid. Am avut meciuri spectaculoase, totdeauna erau între Steaua și Rapid. Fie că am jucat în Ghencea, țin minte că am jucat și în Ghencea, fie că jucam pe fosta arenă 23 august, erau meciuri care atrăgeau în pleu tribune, de fapt tot timpul a fost plin la un meci sau rapid, Steaua atrage publicul întotdeauna, să știți. Meciuri spectaculoase și meciuri care nu erau, cum să spun eu, dinainte știut câștigătorul. Era foarte, foarte complicat. Ion Ion este ultimul antrenor al Stelei care a înfruntat pe Rapid. Acest lucru se întâmpla în sezonul 2017-2018, când cele două echipe au evoluat în Liga a 4-a și luptau pentru dreptul de disputare al barajului de promovare în Liga a 3-a. Deci primul meci care l-am jucat pe Giulești a fost un meci echilibrat atunci la Giulești. Am avut, cum să spun, am fost favoriți atunci, eram, dacă nu mă înșel, dacă eram la egalitate de puncte, mi se pare, cu Rapidul, atunci în clasament. A fost un meci echilibrat până la urmă, dar ce se întâmplă? Rapidul a avut vreo câțiva jucători foarte, cu mare experiență, vorbesc de Daniel Nicolae, vorbesc de Pancu, apoi la meciul din retur l-au adus pe Maftei, l-au adus pe Voicu, a contat foarte mult în evoluția echipei. Noi ne-am bazat pe o echipă formată, dacă se ții minte, majoritatea de la Clubul Regal, numai copii, 18-20 de ani. A fost atunci politica clubului să începem cu o echipă tânără și probabil că n-a fost suficient ca să atârne în promovarea în duelul direct cu Rapid. Rugat să ofere un pronostic pentru duelul din cupă, Ion Ion se așteaptă la un meci spectaculos și a recunoscut că își dorește să vadă stadionul înțesat de suporteri. În meciul din cupă nu se știe niciodată. Am jucat un meci de cupă Steaua Rapid, 74, Rapid în divizia B, ne-a scos la 11 metri. Și era cam diferență de valoare atunci în vorbesc între Steaua și Rapid. Deci, inevitabil se pot întâmpla multe la un meci.